Dragii mei, înainte de a trece la secțiunea a doua a festivalului de pricesne, doresc să invit în scenă un preot căruia de mic i-a plăcut să cânte la strana bisericii din sat. Dumnezeu i-a dăruit o preoteasă talentată, care îl ajută la strana bisericii, formând împreună cu copiii săi un cor cu care dă răspunsurile la Sfânta Liturghie. Este parohul parohiei Acoperământul Maicii Domnului din Căușeni. Îl invităm să ne interpreteze o priceaznă pe părintele Adrian Iasco. Părinte, ce priceaznă ne-ați pregătit? Bună seara! Vom cânta priceazna Așa grăiește Domnul Slavei, pe care mulți dintre voi o cunosc, dar o voi cânta așa cum am învățat-o eu. Cu Doamne ajută! Așa grăiește Domnul Slavei, prin glasul Sfintei Liturghii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfani copii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfani copii. În fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi, din nou e coasta mea străpunsă și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și roi, din nou e coasta mea străpunsă și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și roi. Mă răstignesc din nou pe cruce, în umbra Sfântului altar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iarăși, să nu vin iarăși în zadar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iarăși, să nu vin iarăși în zadar. Veniți copii, veniți la mine, în caz că vreau cu voi să locuiesc, să vă împac din nou cu tata. Și pentru voi mă răstignesc. Mulțumim! Vă mulțumim și noi, părinte!